Domnul președinte Nițică, deci am primit o scrisoare privind continuarea contractului de comodat. Am făcut, după aceea, deci mi s-a răspuns că nu am făcut în termenul stabilit, deci ne-am făcut-o cu 5 zile înainte. Durează de la registratură până nu știu ce, nu știu cum și asta. Și mi s-a spus că nu mai avem contract de comodat și că urmează, înțeles, să ni se dea un alt spațiu. Am solicitat, adică un listing, înțelegi, cum a spus și domnul dumnealor, ca să putem să ne alegem spațiul respectiv. După cum ați văzut și vedeți în continuare, acestea sunt De condițiile. cât timp trenează situația asta? Din luna, ziceți, iunie-iulie. Adrese peste adrese, asta Spațiul de este. aici nu este încălzit, nu beneficiază de căldură. Nu avem nicio sursă de căldură. Singura sursă de căldură este un radiator care îl băgăm și dacă îl băgăm, vă dați seama că se consumă energie electrică care costă bani. Veniturile fundației Prin sunt. urmare, preferați să stați în frig. Păi ce să facem? Adică dezbatem să aducem ceva pentru pensionari și drept mulțumire suntem înjurați, criticați că de ce nu dăm mai. Dacă sponsorii la care apelăm ne spun că nu avem posibilitate, eu ce să fac? Sau noi ce să facem? Știți? Și asta știu. Astea sunt. Așteptăm acum, mi s-a răspuns că vom fi invitați la o ședință de Consiliu. Când va avea loc, am pregătit documentația și pentru asociație și pentru fundație și urmează să vedem care este situația. Și în afară de asta, încă acum suntem ilegali. Nu am contract. Și ce o să faceți dacă va trebui să părăsiți spațiul? Ați depus cerere la primăria Da, Ploiești? avem și memorii, avem și spații, dar Cereri. cerere, da. Niciun semnal că. Deocamdată a spus că te va chema într-o ședință a Consiliului. Când? Nu știu. Se termină anul, iar cei de la secția financiară ne asoma să plătim o chirie pe care contabilitatea nu-mi permite să o achit fără un contract. Câți bani trebuie să plătiți chiria? Păi în jur de 130 de lei lunar. Și nu aveți banii aceștia. Contul meu se poate verifica la Banca Transilvania, este 50 de lei.